Este zi mare pentru parohia dumneavoastră, pentru eparhia Moldovei. O nouă biserică este dăruită de Dumnezeu oamenilor. O nouă biserică este dăruită de oameni lui Dumnezeu. Ne întrebăm poate de ce zi din biserici, de ce încercăm să ne menținem în frumusețea lor cea din tâi, de ce sfințim biserica, de ce venim duminica și sărbătoarea la dumnezeiasca liturghie. La aceste întrebări încercăm să răspundem prin cuvântul Domnului prezent în Evanghelia care s-a citit, și anume minunea pescuirii celei minunate. Domnul Hristos se afla la marginea lacului Mării Tiberiadei din Țara Sfântă. Mulțime multă l-asculta, nu aveau atunci mijloacele tehnice de astăzi să se poată auzi până mai departe. Se îndepărtează puțin de țărm suindu-se într-o corabie și de acolo, privindu-i pe cei care erau pe țărmul mării, le propovăduia cuvântul Domnului. După rostirea cuvântului pe care l-a prezentat celor de față, Domnul Hristos spune celor doi pescari, erau viitorii apostoli Petru și Andrei, mergeți puțin mai la adânc, mai în larg, mai la adânc și aruncați mrejele. Și au mers și deși toată noaptea trecută n-au prins niciun pește, acum mulțime mare de pești au fost prinși în năvoadele care au fost aruncate la adânc. Văzând aceasta, Sfântul Apostol Petru cade cu fruntea la pământ, adică acolo, în adâncul corabiei, și spune, Doamne, pleacă de la mine, că sunt om păcătos. Prin această pagină a Sfintei Evangheliei încercăm să înțelegem și care este semnificația zidirii și sfințirii unei biserici. Domnul Hristos le-a spus apostolilor, mânați mai la adânc. Ce înseamnă acest adânc? Dincolo de semnificația adâncului mării, unde au prins mulțime de pești Sfinții Apostoli. Mânați mai la adânc. Înseamnă, iubiți credincioși, să nu rămânem la suprafața lucrurilor. Să mergem mai în adâncime. La suprafață este multă zarbă. În zona noastră se spune mult iar maroc, adică agitație. Când ești mai la adânc, este mai multă liniște. Este esența lucrurilor care nu poate fi văzută și simțită în superficialitatea lucrurilor din afară. Și ce este acest adânc spre care Domnul Dumnezeu ne îndeamnă să mergem? Este, iubiți credincioși, în primul rând,
adâncul Sfintelor Scripturi și adâncul gândirii și scrierilor Sfinților Părinți ai Bisericii. Mergând în adâncimea Scripturii și în adâncimea scrierilor Sfinților Părinți, înțelegem mai bine de ce ne naștem, de ce creștem, de ce mergem la Sfânta Biserică și toate celelalte. Și pentru a arăta că se cuvine să mergem într-un adâncul Scripturilor, numai în această dimineață, înconjurând biserica, am ascultat 9 cuvinte din Sfânta Scriptură. 3 din Scriptura cea sfântă a Vechiului Legământ, 3 din cuvintele Sfântului Apostol Pavel și 3 din paginile Sfintei Scripturi. Iar acum la Sfânta Liturghie, încă 2 pagini din Scriptură, arătând că în adâncul Scripturilor găsim viața. Acolo găsim răspuns la foarte multe întrebări care ne frământă. După ce am înconjurat Sfânta Biserică, am intrat în Sfântul Altar. Câțiva dintre dumneavoastră ați luat aminte, acolo fiind mai în față, cele care s-au petrecut acolo. În altar intrând, am intrat în cele mai dintr-o adânc ale Sfintei Sfintelor, împărăția cerurilor coborâtă pe pământ, că Sfântul Altar și mai ales Sfânta Masă arată mormântul Domnului Hristos, prelungit din mormântul învierii de la Ierusalim, peste tot unde se zidește o Sfântă Biserică. Și se cuvine ca viața noastră să fie o adâncire tot mai puternică în taina morții și învierii Domnului Hristos, taina arătată prin Sfânta Masă din Sfântul Altar. Am luat aminte apoi icoanele de pe zidurile bisericii și cele ale catapetezmei au fost unse cu Sfântul și Marele Mir, arătând prin aceasta că noi oamenii suntem chemați să ne adâncim în taina Sfintelor icoane care să nu lipsească din nici un ungher al vieții noastre. Adâncimea și profunzimea Sfintelor icoane, care sunt o Scriptură zugrăvită, Sfinții arătând nivelul la care au ajuns, noi să constatăm unde suntem și ei ne cheamă să tindem spre această înălțime a profunzimii vieților în Hristos. Toată chemarea bisericii, existența ei în mijlocul satului, crucile de pe turlele bisericii, biserica în sine, este o chemare ca noi să mergem mai în adâncul lucrurilor. Căci întreaga viață creștină este adâncul iubirii lui Dumnezeu Tatăl revărsat peste noi. Viața creștină este adâncul de jertfă al Dumnezeului om Iisus Hristos. Viața creștină este adâncul împărtășirii noastre cu darurile Sfântului Duh. Și cum poate se arată și cum se arată în viața noastră, poate de zi cu zi,
această adâncime, acest adânc spre care ne cheamă Domnul Hristos să tindem. Sfântul Apostol Pavel, Sfântul Apostol Petru, iertați-mă, în Evanghelia de astăzi, văzând mulțimea de pești care a fost prinsă după ce Domnul Hristos le-a spus, mânați mai la adânc, i-a spus Domnului Hristos, Doamne, pleacă de la mine că sunt om păcătos. Și un om ca tine nu poate să stea lângă mine, un om păcătos cum sunt. A arătat Sfântul Apostol Petru un adânc de smerenie. Și smerenia, iubiți credincioși, constituie adâncul viețuirii noastre spre care se cuvine să tindem. Știu, e un lucru greu, că fiecare avem mândria noastră, ambițiile noastre, ne socotim mai buni decât alții, mai inteligenți, îi privim adesea pe alții cu dispreț, dar tocmai pentru că avem această constatare că suntem cum suntem, de la vlădică până la opincă, cum zice românul. Tocmai recunoașterea acestei stări este deja un început al viețuirii noastre într-o smerenie. Importantă este în viața creștină rugăciunea. Important este postul. O, cât de importantă este dragostea, adâncul iubirii. Dar toate acestea nu pot fi reale dacă omul nu are o fărâmă de smerenie întrânsul. Un părinte al bisericii mai apropiat de vremea noastră, călugăr în Sfântul Munte Athos, Sfântul Siluan din Sfântul Munte Athos, are în puținele sale cuvinte rămase în scris câteva din ele foarte importante pentru viețuirea celor din mănăstire, dar și pentru noi cei care suntem în lume, încercând să descrie cum se arată superficialitatea omului mândru, cum se arată adâncimea omului smerit. Și spune Sfântul, omul mândru, prin ambițiile sale, se sfâșie pe sine și îi sfâșie și pe alții, în timp ce omul smerit este odihnit și are liniște în sufletul său, și răspândește odihna și liniște celor din jurul său. Și dacă am zăbovi o clipă mai mult asupra acestui cuvânt, ne dăm seama cât de liniștit în sufletul său este omul smerit și cât de chinuit este omul mândru, falnic, ambițios și care privește cu dispreț pe cei din jurul său. Descriind, pe de o parte, starea omului mândru, chinul din inima sa, precum și starea de odihnă sufletească a celui smerit, Sfântul Siluan continuă zicând, cel mândru se necăjește foarte mult când este ofensat de cineva. Pe când cel smerit se luptă să nu deznădăjduiască atunci când este într-un necaz
într-o năpastă sau cineva vorbește rău despre dânsul și să nu se bucure, ci dimpotrivă să se întristeze atunci când este lăudat de cei din jur. Noi știți foarte bine, ne întristăm atât de tare când cineva ne vorbește de rău, iar când cineva ne vorbește de bine, cât de bine ne simțim, arătând prin aceasta că nu suntem pe calea cea bună. Pentru că omul apropiat de Dumnezeu, chiar dacă se întâmplă în viața lui un lucru mai necuvenit, că cineva îl jignește, îl batjocorește, îl vorbește de rău, omul smerit și credincios spune, pentru păcatele mele mi se întâmplă asta. Și trece mai departe. Părintele nostru, Iustin de la Petru Vodă, întrebat fiind, cum, părinte, ai putut duce atâta batjocură cu care te-au batjocorit cei din închisoare și umilințe și bătăi, tortură? Părintele a răspuns, le-am luat toate ca din mâna lui Dumnezeu. Am avut parte de bune și iată am avut parte și de lucruri rele. Le-am luat și pe cele bune și pe cele rele ca din mâna lui Dumnezeu. Și continuă descriind starea omului mândru și frumusețea sufletului omului smerit. Sfântul Siluan spune că omul mândru încearcă să-l domine pe celălalt. Și încercând a-l domina, a-l stăpâni, naște în inima aceluia o stare de răzvrătire. Că omul nu vrea să fie dominat și stăpânit de celălalt. Pe când omul smerit zice, spune Sfântul, în fața toți mă iubesc, pentru că în fața tuturor eu mă smeresc. Și dacă cercetăm bine în viața noastră, dacă s-o fi întâmplat vreodată, că ne-am smerit în fața cuiva, parte de iubire din partea aceluia am avut. De aceea, iubiți credincioși, trecând sau venind la Sfânta Biserică, să ascultăm glasul Domnului care spune, mânați mai la adânc, adică ați venit la Sfânta Biserică, ați venit în adâncul Scripturii, ați venit în adâncul Sfântului Mormânt de la Ierusalim prelungit în Sfânta Masă din Sfântul nostru altar. Venind la biserică, pătrundeți în profunzimea vieții sfinților. Venind la biserică, ni se mărturisește că viața cea mai frumoasă este viața omului smerit, iar viața cea mai dificilă, cu toate bogățiile și funcțiile înalte, viața cea mai dificilă este cea a omului mândru, orgolios, stăpân pe sine în sensul rău al cuvântului pentru a-i domina pe ceilalți. Să ne ajute Dumnezeu să ascultăm cuvântul Lui, să-L împlinim în viața noastră și astăzi, și mâine, și de-a lungul întregii noastre vieți. Amin.